Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod din Car Parking. Astăzi nu o să facem roleplay, din păcate, dar o să vă arăt cum putem face o mașină de drag racing. Așa că dacă vă place și mai vreți episoade de genul, care vă arăt diferite chestii sau chestii pe Car Parking, se strâng la acest episod 50 de like-uri. Dacă strângem 50 de like-uri, o să mai filmăm. Așa că hai să vă arăt, de exemplu, asta. Pentru că pe asta am făcut eu de drag racing, da? Deci așa este mașina la momentul actual. Cei care știu de pe canal, este mașina aia, dar numai că a fost revopsită. Așa că mă gândeam să fac niște vloguri cu ea, gen când mă duc la drag racing și chestii. Așa că da, stați acolo pe butonul de like dacă sunteți noi, abonați-vă pentru că pierdeți destul de mult content cu Car Parking. Deci dacă vreți să vă facă mașina cum mi-a făcut mie din aur, cam așa arată mașina la momentul actual, trebuie lăsată pe față mai mult. Și un fel de launch control, dar numai că pe două roți, adică uitați-vă și voi. Nu începe să nebunească, adică puteți să-i uitați. Se ridică pe două roți, vedeți, se controlează foarte, foarte bine. Bine, atunci când e curba face ca nebuna, dar în rest este bine. Și nu merg pe toate mașinile, nu știu exact pe ce mergem. Deci să zicem că vă luați o mașină și vreți să vă faceți bine, că asta e mai mult așa de roleplay, că sunt unii cu mașini de nu știu câți cai, mii de cai și fac chestia de gen. Deci, cam așa arată, puteți să vă faceți ori cu designul, ori cu ce vreți voi. Și trebuie neapărat să puneți camber. Hai că vă arăt imediat în secundele ce urmează, și ca să vă puteți face și voi o mașină de drag racing. Deci luați o mașină ușoară, deci hai să zicem Silvia asta, da? Silvia. Hai să numim să Silvia asta. Să zicem mașini ușoare, gen mașini mici, mai micuți așa. Deci luăm mașina asta. Hai să o facem și crom. Bun. Facem asta la... ducem asta aici la reflexie, băgăm tot așa aici și cam așa arată mașina, zicem că o facem așa. Cel mai probabil o să vă puneți o mașină, nu știu, orice jante vreți voi, nu contează jantele deloc. Hai să zicem, le pun topalea pentru că, na, hai să vedem. Deci la suspensie trebuie să umblați așa, fie ăsta lăsat pe spate, gen așa. Asta pe bot lăsată, gen, să fie așa. Asta lăsați așa, puneți camber și pe față și pe spate. Nu știu cât vreți voi, hai să zicem, îl băgăm la maxim. Deci cam așa arată la momentul actual, da? Ca să poată să-și țină control, da? Zici că e handicapat cu roțile astea așa, dar le lăsăm ca exemplu așa. Să mașina așa. La centru de greutate îl punem cam aici. Hai să băgăm un pic mai pe spate. Așa. Lăsăm așa. La tuning trebuie să vă puneți cai mulți, adică nu este neapărat să vă puneți nu știu câți mii de cai, dar trebuie să fie mulți cai acolo. Gen, să zicem 600 și ceva de cai. Nu prea mai am nicio bănuț, trebuie să vă luați fast gearbox. Bam, bam, și vă puneți aici niște accesori la tobe, la chestii. Bun, cam așa arată. Hai să vedem dacă se ridică. Cum am spus, nu merg pe toate mașini, nu merge chestia asta pe toate mașinile, dar pe cele mai gen E36 le mai merge și știu că pe E36 le mai merge și pe Mercedes. Dar nu știu exact care din ele. Hai să vedem. Și cum am spus, dacă mai vreți tutoriale în care vă arăt diferite chestii, da. Deci merge și pe mașina asta. Cam așa arată și de drag race. Vă pune și voi un design mai de Doamne ajută, pentru că eu am făcut așa doar la ștocheareală.
Deci, vedeți, așa arată, doar că vă lăsați foarte mult, vă ridicați foarte mult pe spate ca să-și mențină controlul. Și camberul la fel, ca să-și mențină controlul, să nu facă ură pe drum. Și vedeți, și cel mai indicat când faceți drag race-uri cu prietenii sau așa, să vă puneți drift mode, pentru că la drift mode se turează mai tare. Dar nu înțeleg acum de ce nu vrea. Da, deci văd că nu vrea. La aia mea merge mai bine cu drag, cu ăsta, cu... Ia să vedem dacă dăm pe P și direct pe D. Vedem cum pleacă. Da, deci pe drift mode văd că nu pleacă cum trebuie, dar să fie gen să aibă grip. Asta e cel mai important, ia uitați. Mamă, nu mai vrea. Da, deci vedeți, se ridică pe două roți și este și controlabilă. Deci, dacă vreți să vă faceți gen mașină de drag racing, gen să faceți roleplay cu băieții, vă faceți așa, cum ați văzut în videoclipul, în acest videoclip. Dar, cum am spus, nu merg pe toate mașinile. Ce-am făcut? S-a înfrânat roata. S-a înfrânat roata aici, proști! Da, s-a înfrânat roata, fraților. Na, eu am zis să... Hai să mai punem niște cai, că cred că de-aia nu merge. Sau să punem ăsta centru de greutate mai pe spate, cred că. Că nu sunt, cum am spus, mașinile gen la fel. Că dacă erau la fel, puteam să o facem ca lumea. Dar să fie așa, așa să o faceți cum ați văzut în videoclipul meu. Na. Dacă vreți să faceți așa cu prietenii, ia să lăsăm așa să vedem cum se mișcă ea, să vedem. Dar este chestia asta, nu știu dacă a mai fost, bine, a mai fost făcută la mine pe canal, dar nu direct gen făceați și vă făcea mașina în ultimul hal. Dar merge, deci așa vă puteți face o mașină să meargă pe două roți și controlabil. Ia uitați. Vedeți cum se ridică? Ia uitați. Deci poți să mergi cu 200 la oră cu mașina asta pe două roți. Deci, cam așa se predă. Aoleu, ce-a făcut? Ia să dăm pe drift mode. Acum. Da, deci vedeți, dați pe manual, pe manual ăsta. Și după aia dați așa. Deci accelerați. Și vedeți, se turează mai tare. Și așa puteți să faceți să meargă mult mai rapid. Dar cu depinde și de preferințele dumneavoastră. Adică, na. Ia să vedem. Hai să dăm. Deci, vedeți? Se ridică pe două roți, este controlabilă, ce mai vreți. Merg cu 200. Și cred că este un fel de bug, asta așa, că cred că am făcut ceva bug, asta așa. Ia să vedem. Da, deci dacă o dați pe... Ia uitați cum prinde viteză și se duce blăniță, frate. Deci luați, am luat acolo 270, cred că aveam la oră, cu mașină de drag race. Da, nu știu, vă faceți voi diferite design-uri de drag racing, sau, na, ca să arate mult, mult mai bine. Și, na, chiar se merită să vă faceți o mașină de asta, nu este nici prea scump, adică vă permiteți bugetul. Dar, na, o singură problemă este că nu poți vira. Deci asta, dacă ai fixat-o bine, poți să te duci... Și uitați-vă și voi cum merge, adică... Da, să nu faceți așa. Păi da, mai fraților, cam asta a fost și cu această chestie. Hai să vă mai arăt o dată cum se face. Trebuie să aveți peste 650 de cai. Dacă nu aveți peste 650 de cai, nu o să vă meargă să ridice pe două roți. Deci, faceți o mașină de 200, de 650 de cai, peste 650 plus cai. La gearbox puteți să-i dați reset. La tuning vă puneți aici ce vreți voi, dar să fie peste 650 de cai. La suspensie așa să fie.
gen să fie cu spatele la maxim lăsat, camber neapărat, pentru că hai să vă arăt de că nu puneți camber ce se întâmplă. Deci dacă o lăsați așa fără camber, să vă arăt ce se întâmplă. O să înceapă să nebunească mașina, nu știu de ce, dar nu știu dacă jocul, cred că jocul n-a fost făcut ca să poată să faci tu mașina să se ridice pe două roți. Fii fost mișto să faci Dodge Charger-ul ăla pe două roți, dar nu știu dacă merge, dar nu contează. Deci uitați-vă ce se întâmplă cu mașina când încercați să vă ridicați pe două roți. Deci uitați, vedeți? Se începe să nebunească și nu vă puteți ridica. Deci de-aia vă trebuie camber. Deci camber acolo, neapărat, nu contează, peste jumate. Deci trebuie să-l pui peste jumate. Nu neapărat peste jumate, de gen, dacă l-ai pus așa, nu este mare problemă. Mai camber să fie, eu l-am pus la maxim pentru un exemplu. La gravitate, centru de greutate, vă puneți așa, ca să fie treaba. Și cam așa arată mașina. Băi, fraților, cam asta a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost The Gram și o să ne vedem, fraților, la un nou episod data viitoare. Pa, pa!